Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Direct la Subiect. În seara asta, alături de mine, doamna Lăcrămioara Crăitoru, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, nutriționistul de altă dată, ca să îi spunem așa. Bună seara, doamna doctor, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! În seara asta vă propun un experiment împreună cu doamna doctor. Am invitat-o pe dânsa pentru că este specialistă în tot ce înseamnă alimentație sănătoasă și evident nesănătoasă. Pentru că este criză, pentru că trăim într-o societate a consumului. Haideți să vă arătăm cam care sunt capcanele din comerț. O viață mai bună este sloganul unui hipermarket de unde mi-am făcut cumpărăturile în această seară. Și avem mai multe produse, multe dintre ele aflate în topul preferințelor consumatorilor din România și nu numai. Avem o brânză topită, am mascat producătorul și produsul ca să nu mi-aud vorbe. Deci avem brânză topită, avem un suc, se spune natural, o să-i mai brulez un pic tot ce înseamnă marcă și producător. O să vedeți cam ce înseamnă sucul în România zilelor noastre. Mai avem niște cremvulști cu piept de pui, o să vedeți cam ce conține în realitate. Un desert foarte apreciat de cei mici, să-i spunem un iaurt cu diverse arome. Mai avem niște salată de icre. Conținutul de icră este jenant de mic. Între timp, e atât de bun ambalajul încât mi-a distrus mie șmecheria. Un croissant. Parizer. Parizer pui se numește. Îl avem aici. Și de asemenea, așa, ca pentru final, niște dropsuri pentru o respirație frumoasă. Și bonul de cumpărături. O să vedeți la momentul respectiv despre ce este vorba și de ce am ținut să vă prezint inclusiv acest bon. Așadar, doamna doctor, avem multe dintre ingredientele unui mic dejun pe care, din păcate, mulți dintre părinți îl dau din motive financiare, economie de timp și așa mai departe copiilor. Haideți să încercăm să facem așa, o scurtă prezentare. Dacă ar fi să caracterizați majoritatea alimentelor pe care le găsim în rafturile magazinelor, cât la sută, evident, n-o să fie un procent, e greu să cuantificăm în vreun fel, reprezintă bombe alimentare, bombe calorice. Uitându-vă la produsele acestea, e vreunul sănătos din asta, din ce vedem noi aici? Ce am înșirat eu pe taraba minunată? Nu prea. Nu prea. Nu prea. Iar procentual, mă rog, putem să spunem general că marea majoritate a produselor procesate prezente pe rafturi au tot felul de compuși, aditive adăugați care, mă rog, nu știm sau nu cunoaștem în momentul de față ce consecințe vor avea pe termen lung asupra sănătății noastre. Există vreun studiu efectuat, un studiu profesionist efectuat pe așa zisele euri, denumite, mă rog, euri, conservanți, aditive alimentari și așa mai departe? Sau există garanția, ne poate garanta cineva că peste... E clar că nu, dacă mâncăm un cremvușt, nu o să ne fie rău mâine. Dar poate cuantifica sau a cuantificat cineva efectele în timp, vorbim aici de 20-30 de ani, în timpul acestor aditivi alimentari? Produsele alimentare și aditivii presupun că se supun legislației în vigoare, care presupune ca producătorul să aibă niște studii. Dar detaliile asupra acestei legislații nu ne sunt accesibile nouă populației. Așa că nu avem de unde să vă spunem dacă există studii pe termen lung. Probabil că sunt niște studii de siguranță pe termen scurt, făcute asupra unor voluntari sănătoși. Da. Asta e oricum legiferat de către comisiile de etică și despre comisiile
și de către comisiile din Ministerul de Agricultură, presupun. Da. N-aș putea să spun dacă asta este realmente procedura. Haideți să începem prezentarea. Avem un Pariser pui, se numește, produs fiert. Da. Descrierea produsului, o să vedeți în câteva minute și eticheta pe care eu o citesc acum. Pariser de pui, doamna doctor, carne de pasăre 30%. Da. Deci din start nu ar mai fi pariser pui, ar fi pariser 30% pui, da? Okay. Cu urme de pui. Cu urme de pui, corect. Poate conține urme de pui. Carne separată mecanic. Asta înseamnă că putem întâlni în această pastă din care a fost făcut minunatul pariser, zgârciuri, da, și tot ce înseamnă... Așchi de os. Da? Ah, piele. Super. Grăsime de pui, da, apă, carne de porc. Da. Și aici e nelămurirea mea. Bun. Eu cumpăr un pariser de pui, poate că... Vreau să mănânc pui, nu vreau să mănânc porc. Dacă vroiam porc, îmi luam pariser de porc. Din și motive totuși, religioase, des da, întâlnit. O problemă des întâlnită. Nu neapărat religios. Nu la noi, știu, dar în alte țări. Corect, da? corect. Da. Numai musulman să nu fii în România, din da, punctul ăsta de vedere. Da? Bun, și avem... dați eticheta, după care citesc eu acum. Și avem așa, în afară de carnea de porc, care din punctul meu de vedere nu prea are ce căuta într-un parizer de pui, proteină vegetală din soia, amidon din cartofi, extract de condimente, zaharuri, dextroză, adică conservant, la capitolul ăsta intră nitritul de sodiu, stabilizator, difosfat disodic, trifosfat pentasodic, antioxidanți, și anume, oxid izoascorbic, izoascorbat de sodiu, colorant carmin, proteine animale din porc, revine porcul, antiaglomerant, fosfat de calciu, conține soia și dextroză, produs fără membrană, ambalat în atmosferă protectoare. O fie la ambalat în ce înseamnă atmosferă protectoare, însă din punct de vedere al conținutului, mulțumesc, este jale, doamna doctor. Da. Și chiar aș vrea să, din toată nebunia asta pe care am citit-o eu, da, avem aici... Pariser de pui, care de fapt conține porc. Asta mi se pare, ca să fac așa o repetiție, de mare porc. Da, și cu un procent foarte mic de carne. Exact, 30%. În rest avem tot felul de chestii pe care le întâlnim, din păcate, la majoritatea preparatelor din carne. Adică să nu creadă cineva că am ales din raft special acest produs, pentru că dă bine la televizor. Nu, multe dintre nebuniile astea se regăsesc în oricare alt produs. Că vorbim de pariser pui, de salam, de absolut orice. Da. Bun. Pericolul mare pe care dumneavoastră îl identificați la acest produs, da? În general la tot ce înseamnă preparate din carne, tradiționalele mezeluri, care ar fi? Nu știu dacă ați citit despre nitriți. Nitriți, care dau culoarea. Da. Există da, ca și nitrit. Îl identific imediat în nitrit de sodiu, mă rog, da, da, conservant da, nitrit de sodiu. Da, asta este unul dintre da, lucrurile negative prezente în mezeluri. Da. Negativ pentru sănătate, el e folosit pentru că conservă bine, dă culoarea frumoasă, care da, roz, care place populației. Observați culoarea. Acum eu vă întreb, da, da, dacă da, eu aș... O carne fiartă nu are culoarea roz. O carne fiertă are culoare maro. Dar nu ar da bine în raft, da, n-ar da bine în ambalaj. N-ar da bine în ambalaj, n-ar alege nimeni de pe raft o carne de culoare maro. Chiar dacă din... Chiar dacă așa este, e normal, da, 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 și acasă au văzut că așa arată. Corect. Da. Ce... Nitriții pot da, da, probleme de sănătate populației, deoarece în organism se transformă... Ei ca atare nu sunt foarte toxici, dar da, în organism se transformă în diversi derivați, care pot avea efecte toxice. Ce boli? Anumit nitriți pot da cancer de stomac. Compoziția în sodiu se adaugă la clorura de sodiu, adică sarea obișnuită. Da, da, da. Și determină la persoanele predispuse sau care au deja creșterea tensiunii arteriale. Da. Deci da? Hipertensiune, da? Iar la copii foarte mici poate să dea boli grave. Iar în unele, iar
Mai nou este trecut și ca și etiologia diabetului zaharat de tip 1. Deci, wow. Pe lângă factorii genetici deja cunoscuți, mai sunt, e citat ca și factor exterior, da, care ar putea fi implicat în apariția diabetului zaharat de tip 1. Bun. Ați mai citit acolo amidon. Da. Da? Amidonul, da, care este o sursă, un depozit vegetal de glucoză. Da? Deci, da, la un pacient diabetic care consumă parizer, n-ar fi o surpriză să-i crească și glicemia. Asta vreau să vă întreb. În momentul în care, într-un astfel de produs, da, există substanțe care nu sunt semnalizate pe etichetă, atenție diabetici, ați putea să aveți probleme, da, vă crește glicemia din cauza unor substanțe prezente în acest produs. În plus, ați citit și dextroză, care, da, clar este un oligozaharid și crește glicemia. Da, foarte interesant, foarte, da, interesant. Bun, rămânem la capitolul mezeluri. Mezeluri. Avem cremvuști cu piept de pui. O să vedeți imediat și fotografia cu eticheta. Doamna doctor, mă chinui, sunt chiar, am ochelari, dar sunt scrise cu niște... Au făcut economie la hârtie și la tipar. Sunt scrise cu un caracter atât de mic încât pensionar, tânăr, nu mai contează vârsta și cât de agil ai privirea, s-a cam terminat. Și avem așa, piept de pui 50%, deja există o îmbunătățire. Citesc din ingrediente, da? Slănină. Slănina, da, o face puiul? Nu. Mă gândeam eu. Deci, pe vremea mea, maică, slănina o dădea doar porcul. Da. Deci, în loc să-i spună carne de porc sau ce Dumnezeu era în parizer, aici se mulțumesc să spună slănină. Apă, piele de pui, proteină din lapte, sare, proteină vegetală din soia, condimente stabilizatori, difosfat de sodiu, antioxidanți, ascorbat de sodiu, acid ascorbic, agent de întărire, lactat de sodiu, conservant, nitrit de sodiu, acetat de sodiu, potențiator de aromă, monoglutanat de sodiu, produs fier și afumat, conține soia, proteină din lapte, membrană artificială comestibilă, ambalat în vid. Bun. Dacă stau bine și iau cele două etichete, pe cuvânt, dacă în afară de procentul pe care spun ei că l-are puiul pe etichetă, 50% la cremvuști ăștia, 30% la produs, nu prea sunt. Da. Nu prea sunt diferențe. Adică nitriții, antioxidanții, conservanții se cam repetă. Se cam repetă, da. Problema legată de aceste produse cu denumirea de pui, da, pe ele, da, este, cred, legat de inducerea în eroare a populației care, cumpărând aceste produse, da, consideră că mănâncă o carne dietetică, mai slabă. Exact, exact, exact. Ceea ce, citind eticheta, ajungem să concluzionăm că nu. Slănina conține grăsimi. Da? Deci nu e nici într-un caz dietetică. Și nici într-un caz nu contribuie la starea de sănătate pentru că conține mult colesterol, da? Iar colesterolul, după cum bine știți, este rău pentru sănătate pentru că nivelele crescute de colesterol predispun oamenii la riscuri cardiovasculare. Bun, concluzionând, pentru că avem practic aproape aceleași ingrediente, da, cu cele din parizerul de pui. Da. Multă sare, multă apă. O să-i rog pe colegii mei să pregătească un filmuleț. Avem și sunetul la acel filmuleț despre cum se face tradiționalul mușchi în care se pompează, da, se injectează foarte multă apă și foarte multă sare. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Deci, practic, bolile pe care le-am putea face consumând, e drept, în cantități foarte mari sau neavând o alimentație bazată și pe alte produse mai sănătoase, se păstrează, doamna doctor. Da, ideea este că avem încă aceste etichete care, chiar dacă nu sunt extrem de explicite, există. În alte țări nu sunt prezente aceste etichete, deci posibilitatea populației de a se informa este limitată.
sfatul din toată această prezentare ar fi ca fiecare când se duce să facă cumpărături să cumpere în cunoștință de cauză, da? Să studieze etichetele, să le citească și, având în vedere ce sfaturi medicale au primit, să decidă dacă acel produs este benefic pentru sănătate, ar merita cumpărat sau nu. Și ca alternativă să mănânce carnea de pui ca atare, care poate fi gătită, da, dietetic, pe exact, grătar, fiartă la cuptor, da? Și da, cu toate că aceste produse reprezintă o alternativă rapidă, trebuie pus în balanță beneficiul asupra sănătății versus timpul pierdut prin a face niște grătărele, de exemplu, pentru 3-4 zile din săptămână, da, pe care să le folosim la micul dejun sau în sandvișuri în loc de aceste produse. Da, o să vedem acum cum se fabrică unul dintre puținele filmulețe pe care le-am găsit pe YouTube, pentru care arată cum se fabrică mezelurile în România și nu numai, mă rog, și în străinătate, dacă ești sărac, mănânci prost. Asta e o regulă generală, nu doar pentru România. Însă la noi parcă se întrece măsura și procentul de apă și sare dintr-un produs care se numește preparat din carne, din păcate, ajung undeva până la 75-80%, ceea ce mi se pare inacceptabil. Veți vedea un proces de transformare incredibil, parcă am fi într-un film de science fiction, în care o bucată de carne și slănină, evident din porc, se transformă într-un prea frumos preparat alimentar pe care noi dăm foarte mulți bani. Ce plătim însă? Mai puțină carne și cât mai multă apă cu sare. Vedem un scurt fragment, după care o să vedeți restul materialului în timp ce noi comentăm această situație. Și pregătită pentru ca materie primă să fie pregătită pentru comerț. Aici este o mașină adusă din Germania, modernă. Da, acum putem să comentăm. Da, carne de porc cred că are, că e și grăsime, doamna doctor. Da, se vede doctor, un strat, da, de slănină. Se bagă bucata de porc, ca să vorbim cât mai simplu. Dați în full. Așa. Într-o mașinărie care nu face altceva decât să o injecteze cu apă și sare. Practic produsul respectiv se expandează, dacă putem, da, să-i spunem așa, da? Își dublează, chiar triplează greutatea. O să vedeți imediat cum arată. Ceea ce vedeți dumneavoastră este un filmuleț de pe YouTube, o demonstrație a domnului maestru instructor Sabou Gheorghe de la Colegiul Tehnic Transilvania. Practic este, mă rog, scuzați în repetiție, este o practică a celor care urmează Colegiul Tehnic Transilvania, având ca specializare produsele alimentare, da? Se vede și produsul final, da? Exact. Deci este minunat. După, da, cum observăm, crește în dimensiuni, da, foarte mult. Este fantastic, adică și omul ăla vâră în instrument o bucățică mică de coastă și iese dita mai produs. Și se vede că sunt bucăți exterioare, deci clar ce e mie deasupra pielea porcului, cu depozitul de grăsime, da, și cu foarte puțină carne sau mușchi. Exact. În mod normal, lucrurile astea nu prea ar trebui consumate, adică oasele și slănina pură, mă, da, rog, nu prea au ce căuta, dar în momentul în care... Putem să facem o alegere conștientă când mergem la cumpărături. Este și probabil singura dacă singura soluție, populația va fi informată suficient și va putea să-i boicoteze prin faptul că le lasă pe raft, eventual așa se vor produce niște modificări. Nu știu dacă legislativul s-a sesizat sau deci se vede există foarte, vreun proiect. Se vede foarte clar, da? Uitați-vă cum se injectează. Acelea sunt niște, mă rog, zeci, sute de ace, niște seringi, practic. Da, da.
prin care se injectează în carnea, hai să-i spunem carne, deși este impropriu, în bucata de coastă de porc, apă și sare, multă sare. Uitați-vă, dragi telespectatori, uitați-vă cum arată carnea înainte de procesare, așa zisa procesare, da? Este o bucată de coastă normală, pe care o știm cu toții, mai ales dacă am copilărit pe la țară și am prins niște Crăciunuri frumoase. E bine, ceea ce iese de acolo este minunat. Apă, sare, grăsime, oase și niște piele. Puteți să lăsați în fereastră. Deja nu mă mai interesează moaca individului. Lăsați în fereastră, în fereastră filmulețul. Din păcate, asta se întâmplă fără nicio problemă. Așa. Așa arată. O să... Tot vorbim de cremvuști. Da. Da. Bun, ok, aș vrea să ne dați și nouă imaginile cu cremvuștii, să vedeți și dumneavoastră cum se fabrică hot dog-ul. Hot dog-ul, din câte știu eu, reprezintă un preparat foarte des întâlnit în industria fast food. O să vedeți în minutele următoare cum arată pasta din care se face cremvuștul, hot dog-ul, un americana de peste ocean. Aceeași pastă care se regăsește și în acest Pariser pui, care de fapt am văzut că o să conțină, care conține slănină. Bun. Așadar, să apă, sare 80%. E posibil așa ceva? Aparent da. Cât de periculoasă este sarea? Pentru că tuturor ne place să mâncăm sărat, din păcate. Da. Sarea este periculoasă pentru că reține apa în organism. Și reține apa în organism. Reținându-se apa în organism, coroborat cu alte probleme pe care un om le poate avea, crește tensiunea arterială. Da? Consumul de sare trebuie limitat sub 6 grame pe zi, care e cam o linguriță. 6 grame pe zi. Cred că dacă mă uit pe aici, numai dacă am mâncat icrele astea, doamna doctor, bine, sunt atât de șmecheri încât nu pun, nu. Deși ar trebui inclusiv acea doză zilnică recomandată să apară, da, pe fiecare dintre etichete. Cred că am înnebunit cam câtă sare putem să mâncăm de la un, nu știu, cubuleț de brânză topită sau o felie de pâine cu icre. Da. Uitați-vă cam cum se fac cremvuștii, da? Este o emisiune care a fost difuzată pe Discovery, cred. Uh-huh. Am preluat-o și noi de pe YouTube. Dați în full, vă rog. Dați în full. Asta ar trebui să fie carnea. Da? Nu prea seamănă. Vă seamănă carne naturală? Seamănă o lână. O chestie, da? Da. Bun, ea este procesată și evident condimentată. O să vedeți. Tot ce e alb e slănină. Asta e clar, să fie pentru toată lumea. Carnea, din câte știu eu, nu are cum să fie albă. Da. Da? Ia uitați ce pastă frumoasă. Da. Și îi se adaugă coloranții, sarea, coloranții, da, muștarul. Ia uitați, dragi telespectatori. Pare a fi făină. Da. Nu e minunat? Și acel amidon. Și chestia asta ce poate să fie? Colorant. Un colorant, nu? Să arată... Beta-caroten. Uh-huh. Niște nitriți. Da. Totul se malaxează, uh-huh, se amestecă bine, se condimentează cu foarte multă sare, pentru că dacă nu e sare, s-a cam terminat cu poezia în alimentația publică și societatea de consum. Da. Asta mie mi-arată o chestie foarte scârboasă. Ne cerem scuze dacă ați servit masa până la această oră și cred că ar fi trebuit să o faceți având în vedere că emisiunea este difuzată după ora 21. Iată cum poate să arate. Deja un coleg din regie vomită după sunetele scoase. Uitați cum poate să arată celebrii deja hot dogi pe care îi cumpărăm din magazin sub formă de cremvuși sau de la colț de stradă să mâncăm un hot dog. Da? Este minunat. Da. Ok. Mulțumim frumos. Superb. Haideți că vorbeam de icre, doamna doctor. Da.
Aici este o minunăție. O să-i rog pe colegii mei să facă un efort și în cât de repede să ne dea și fotografia cu eticheta de pe produsului. Se numește salată de icre, herin cu ceapă, 70 de grame. Avem așa, ingrediente, ulei vegetat de floarea soarelui, apă, icre herin sărate, 6%. 6%, da. 6% din 70 de grame, deci mai puțin de 10 grame, da? Avem și icre tarama sărate, 5%, ceapă 2,4%, agens de îngroșare, amidon din cartofi, gumă guar, gumă xantan, sare, acidifiant, acid citric, la conservanți avem sorbatul de potasiu și benzoatul de sodiu, antioxidant erihorbat de sodiu și arome. Ce-or fi alea, da. Dumnezeu cu mila, da? Deci o maioneză cu urme de icre. Deci nu are nicio legătură asta. Eu mi-aduc aminte că, mă rog, icrele se fac din icre de pește. În niciun caz, da. 5% icre și restul, oricum, antioxidanți, elemente de îngrășare și așa. Modul corect de a mânca icrele este simplu cu lingurița și în cantități mici. Aha, celelalte deci procesate... metode de preparare cu amestec de ulei sau de făină sau de griș, nu e neapărat modul cel mai indicat. Dar având în vedere faptul că, nu știu, 20 de grame de icre costă vreo 20 de lei, da. E de înțeles varianta de ce ieftină, această... de ce, da. Da, să mă uit și cât am dat pe nenorocirea asta. Până în 3 lei. Doamna doctor, vă dezamăgesc, un leu 40. Un leu 40, până în 3 lei. Corect. Da. Salata de icre. Și avem mulți agenți de îngroșare. Asta mi se pare... demenționat. Da. Și de fapt, salata de icre... Demenționat cu sodiu, din nou. Clorură de sodiu, benzoat de sodiu și da. Ce ați mai spus? Da. Foarte mult sodiu. Foarte mult sodiu, benzoat de sodiu, erihorbat de sodiu. Da. Și mulți agenți de îngroșare. De îngroșare, da. Sarea ce presupune? Că bănuiesc că sarea este alimentul de bază. De fapt, noi cumpărăm apă, sare, urme de ceapă și urme de icre. Cam la ce boli așa să ne așteptăm dacă noi consumăm frecvent la micul dejun și nu numai mizeria asta? Nu pot să o numesc aliment. Da, deci pe lângă conținutul mare de sare care în timp duce la creșterea valorii tensiunii medii și... la hipertensiune arterială, la da. Cei predispuși. Așa. Ați menționat conținutul de ulei. Exact. Da? Deci se adaugă foarte multe calorii la un aliment, icrele, care sunt ele în sine destul de calorice. Da. Da? Mai punem și ulei, mai punem și făină. Dintr-o dată crește valoarea calorică foarte mult. Se mănâncă pe pâine. Da? Deci e o maioneză cu amidon, cu ulei, care se mănâncă da. Pe pâine. Deja, deja aveți mi se face imaginea, greață, da. Așa, da. Ok, supraponderabilitate? Bineînțeles. Deci, excesul de calorii în timp pune cărămidă peste cărămidă și celula adipoasă peste celula adipoasă. Și ne trezim niște începând din copilărie cărnăceri. Până la perioada adultă, coroborat cu lipsa de efort fizic, mașina, autobuz, tren, taxi, mâncatul seara la televizor. Deci, cel care consumă așa ceva, în cantități, repetat și exact. Consecvent. N-are cum să fie decât supraponderal, da? Adică, în mod are normal. Mari șanse. În mod normal are mari șanse să se întâmple asta. Și, eventual, niște boli de inimă, putem să le punem? Hipertensiune. Care oricum vin cu supraponderabilitate, diabet zaharat. Senzațional. Deci, parizer de pui, ce-am aflat până acum, ne apropiem de pauza de publicitate, parizerul de pui este de fapt de porc, are nitriți care pot produce cele două, mă rog, componente, cancer de stomac, hipertensiune, diabet, boli pe care le putem regăsi și în consumul excesiv de cremvuști, care, deși pe etichetă scrie foarte clar pui, de fapt conține într-o mare măsură slănina. Salata de icre de fapt înseamnă 5% icre, restul ulei și tot felul de minuni. Toate acestea duc inclusiv la obezitate și boli de inimă. Și nu încheiem prima parte a emisiunii până nu vorbim și de brânza topită.
un produs căutat și chiar am văzut, doamna doctor, și vreau să vă spun, vreau să vă întreb cât de ok este ca unele, să spunem, școli să dea în locul laptelui pentru elevi brânză topită. Inclusiv copilului meu, au fost zile în care din anumite motive, mă rog, laptele, înțeleg că n-a ajuns la timp, a fost înlocuit, inclusiv în programul acela Corn și Lapte, de brânza topită. Asta are aromă de smântână. Da. Și citesc așa. Din 100 de 104, la 100 de grame, conținutul are așa: proteine 9 grame, glucide 4 grame, lipide 25 de grame, ingrediente: apă, brânză, unt, lapte praf degresat, săruri de topire E452, E331, corector de aciditate E330, sare iodată, smântână praf 0,1%. Da? Da. Din denumire e aceeași inducere în eroare. Mănânci brânză și carne, da, ca și mai înainte. Și de fapt nu e așa. Bun. Da, pentru că brânza, cum o știm noi, cum o făceau bunicii, cum o făceau rudele, este o chestie tare. Da? Exact. Eventual, chiar și brânza, brânza dulce, așa zis dulce, da, este tot tare. Pentru că corect, atunci când s-a scurs bine, rămâne tare. Această brânză topită, care este tartinabilă, vă dați seama că a trecut prin niște transformări în așa fel încât să poată fi întinsă pe pâine. Da, da, da. Deci s-a adăugat foarte multă grăsime, cum și vedeți, 25% de grame de lipide. Da. În mod normal, doar brânza de vaci, brânza de vaci... Brânza. Ce înseamnă grăsime, substanță uscată, 55%? Deci, per total, cât conține. Grăsimea asta se depune pe artere? Da, se, da, depune sub piele, în primul sub rând, piele, și dă aspectul inestetic al obezității, da, la fel. Și se depune în organe, ficat, putem în intra-abdominal. Putem să punem în loc de brânză topită, nu știu, grăsime la cutie? Da, cam așa ceva. Cam 50% margarine, că de obicei astea sunt, exact, exact, adăugate. Grăsimi vegetale hidrogenate e un... Îi aud pe mulți care altfel spun, de a spune margarină. Eu nu mănânc margarină pentru că nu e mănânc nasoale. Grăsim, dar mănânc brânză topită. Da, 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 mănânc, da, brânză topită, de exemplu. Mănânc parizer de pui, că e mai sănătos pentru că e de pui. Fără, da, să citească vreodată eticheta. Avem așa, până acum, parizerul de pui 200 de grame, 3 lei și 15, cremvuș de pui 8 lei 50, și mai avem o salată de icre 1 leu 40, brânză topită 4 lei 54. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat și la ceea ce înseamnă desertul, din păcate, pentru mulți copii și părinți deopotrivă. Vedeți cam cât zahăr introduc zilnic copiii noștri sub formă de iaurt cu diverse arome, croissant sau bombonele. Revenim în 3 minute.